Pentru că am de stabilit, iată, de unde vine o strofă dintr-un cântec, trebuie să vă spun că există forme ale aceluiași cântec în graiuri diferite, în zone diferite. Este același text, aceeași idee, aproape aceeași terminologie, însă elementul de grai local schimbă forma. Atât. Dar avem cântece care sunt aceleași în zonele de interferență, care nu înseamnă neapărat zona clară, Muntenia, Oltenia, Ardeal, Banat, ci zonele de interferență, unde acolo se mai întâmplă să fie același text, dar cu parfumul zonal. Frunză verde ruptă în tri, dulce-o fost gura bădii, dulce-o fost șamui amară, îndulcește-o, Doamne, iară. Frunză verde ruptă în tri, la-i-la-la-la-la, că eu știu dorul mântii, la-i-la-la-la-la-la. Zona Maramureșului, cred că este aici, după frunză verde ruptă în tri, deci tot după grai m-aș lua. Dulce-o fost gura bădii, dulce-o fost șamui amară, cam așa se vorbește acolo, îndulcește-o, Doamne, iară. Foaie verde mărgărit, fir ai să fii de iubit, la ce vreme m-ai găsit când am porumb de prășit? Da, când am porumb de prășit, măi. Aici cred că suntem în sud. Reperul este la ce vreme m-ai găsit. La ce vreme m-ai găsit? Este o sintagmă pe care o folosesc oamenii din sud. N-aș putea să spun foarte clar că este Muntenia-Oltenia. Aș înclina către Oltenia. Ce datorii karmice aduce aceste fenomene astronomice? În primul rând că e un A acolo în plus și doi acordul. Deci de asta spun. Nu cred eu că se gândește cineva neapărat la conținutul acelei burtiere. Judecăm burtierele întotdeauna și trebuie să le judecăm. N-aș fi chiar atât de exigentă cu ceea ce apare acolo, dar sunt exigentă cu faptul că o formă de supraveghere acolo în regie, când se scrie burtiera respectivă, trebuie să existe. E doar o neatenție. Eu așa vreau să o cataloghez, nu neapărat o formă de neștiință a limbii române. Ce datorii karmice aduce astrele? Astrele n-au adus numai datorii karmice, ci și un dezacord, probabil din neatenție, pentru că altfel contextul nu justifică niciun fel greșeala. Corect este, bineînțeles, ce datorii karmice aduc astrele? Mama mea m-a învățat un lucru. În momentul în care știu foarte bine o lecție la istorie, asta nu înseamnă că știu istorie. Nici nu te-ai uitat la ele. În momentul în care am urcat pe scenă și am cântat, toată lumea m-a iubit, am primit semnale că, vai, ce voce frumoasă are fata aceasta, dar asta nu însemna că sunt și bună. Am avut o privire atât de obiectivă asupra mea și mi-am dat seama că aș fi devenit, așa am simțit atunci, un artist mediocru. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go! Venind aici, văzând cam cât de lejer mă simt făcând televiziune, mi-am dat seama că acesta e drumul. Pentru că deja avem aici corpul coreografic. Suntem de 6 ani împreună la Odată în Viață. Tradițiile sunt profund legate de sufletul românesc. Am ales televiziunea, am rămas aici, nu regret decizia pe care am luat-o și îi sfătuiesc pe toți cei care au de urmat între două profesii să aleagă una. Pentru că doar pe un drum poți să faci performanță dacă îți dorești asta. Mulțumim foarte mult, dragi telespectatori! În ultima seară de festival, suntem toți ca unul pentru România. Am întâlnit, citindu-i, de exemplu, copilului meu, cărți ale unor edituri importante, cu greșeli nenumărate, care sunt convinsă că nu sunt ale autorului, sunt ale tiparului. Și cred că grija pentru formă, mai ales, și fond, din acest punct de vedere, nu prea mai există.